România a intrat oficial în rândul membrilor Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară, cel mai important centru de cercetare la nivel mondial în domeniul fizicii particulelor. Drapelul românesc a fost ridicat luni la sediul Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară, în cadrul unei ceremonii la care a participat și președintele României, Klaus Iohannis. Drapelul României a fost arborat ieri la sediul CERN, moment ce marchează statutul României de țară membră a organizației. Tricolorul a fost ridicat alături de celelalte 21 de steaguri ale statelor membre. La ceremonie a participat președintele României, Klaus Iohannis, ministrul educației Mircea Dumitru, foștii ministri Daniel Funeriu și Adrian Curaș, precum și Nicolae Zamfir, șeful Institutului de Fizică Măgurele. It is a privilege for me, as president of Romania, and a personal satisfaction as a physicist myself, to see the flag of Romania hoisted up in front of the most prestigious research organization in the world on elementary particle physics. Last but not least, I would like to convey my appreciation to the Romanian scientists, professors, and doctoral or postdoctoral candidates for their solid activity and their convincing results of their cooperation with CERN. Directorul general al CERN, Fabiola Gianotti, a salutat aderarea României la organizație și a scos în evidență faptul că este important ca diferitele națiuni să colaboreze pentru progresul cunoașterii. Într-un comunicat publicat pe pagina web CERN, Fabiola Gianotti a afirmat: cu mare plăcere adresez un bun venit călduros României care se alătură familiei din ce în ce mai numeroase a CERN. Sunt foarte bucuros că România a demonstrat astăzi că încă este posibil pentru diferitele națiuni să-și unească forțele în domenii importante într-un consens de plin, a declarat totodată președintele Consiliului CERN. Delegația românească a vizitat ieri și School Lab, laboratorul CERN pentru elevi, dar și marele accelerator de particule și laboratoarele în care se desfășoară experimentul ATLAS, la care participă mai multe instituții românești.